Bună dimineața! Ce? Mi-au uitat aici două bubițe. De ce n-ai fost azi la grădi? N-ai vrut să mergi la grădi? De ce? Nu-ți place? Te-i fain la grădi. Păi cu cine să joacă Melissa dacă tu nu mergi? Să joacă cu fetițele? Da. Păi și Daniel nu vrea să se joace acolo la grădi? Nine? Dar de ce nine? De ce nine? Felix se joacă acolo în colțul vesel. Și Daniel astăzi n-a vrut să meargă la grădință. Deja a început să se mure de dinață. N-a vrut să se îmbrace în hainele de grădință. Ia, stai un pic drept. Stai, ridică-te un pic în picioare. Și tot cu dungi. Șosete cu dungi, pantalon cu dungi, pluziță cu dungi. Îți plac dungile? Da. Sau n-ai încotro? Da. Da. Cine e pe bluzica ta? Cine e ăsta? Da. Catboy? Te vorbește. N-ai nimic de zis? Poți să mănânc o ureche? Poți să papu un nas? Nu-i bună? N-ai. Dar vreau să gust. N-ai. Haide să gust. Și eu m-am apucat să schimb lenjeria de pe pat. Și după aia probabil Felix o să vrea să doarmă, că a mâncat. Se trezește, bea lăptic, după aia ia micul dejun, niște fructe. Am început să-i dau așa și fructe și... adică să-i dau de două ori pe zi. O masă de fructe și o masă de legume. Sau cereale. Da. Zice că nu-mi place de tine dacă nu mergi la grădi. Dar tu trebuie să mergi la grădi. Ești băiat mare. Ai zis că ești băiat mare. Cum? Mâine mergi? Să știi că a fost tristă tanti educatoarea că nu te-ai dus. Da. S-a întristat tanti că te-a așteptat. Ba da, a întrebat unde e Daniel, de ce nu vine la grădi. Te așteaptă. E dor de tine. N-ai. Ba da. Ba da. N-ai. Doh. N-ai. Doh. N-ai. Nein e nu și doh e ba da. Doh. N-ai. Doh, doh. Doh, doh. Doh, 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 doh. Hai, dă-te jos să schimbi lenjeria de pe pat. Dă-te jos să schimbi lenjeria. Dă-te jos să schimbi lenjeria. Dă-te jos, dă-te jos, dă-te jos. Mă iubești? Da. Mă iubești? Așa mă iubești? Da. Cum mă iubești? Atâta mă iubești? Nu. Numai atâta mă iubești tu pe mine. Numai atâta mă iubești tu pe mine. Hai, gata că se supără Felix. Dă-te că trebuie să schimb lenjeria. Hai! Copiii dorm și bineînțeles că eu stau aici ca Liliacul și editez. Dar în timp ce editez, am intrat puțin pe Amazon. Așa de curiozitate. Să văd dacă se mai găsește dezinfectant în Germania, dacă s-a rezolvat problema, pentru că acum vreo două săptămâni deja nu se mai găsea. Am intrat și pe mai multe farmacii online să mă uit, bineînțeles, nicăieri nu mai găsești niciun strop de dezinfectant, la niciun magazin nu mai găsești niciun strop de dezinfectant, iar pe Amazon găsești, dar mi se pare... puțin cam deplasat, pentru 500 de mililitri de dezinfectant. Prețul este de 49 de euro. Și un litru de dezinfectant, 79 de euro. Dezinfectant care înainte costa la 500 de mililitri, să zic, undeva la vreo 5 euro. Deci de 10 ori mai scump. Cel la un litru cred că era vreo 8-9 euro, ceva de genul acesta, că noi mai tot luam înainte, când era Claudița, și acum mai avem un pic.
în casă, dar noi îl cumpăram pentru că, na, fiind și asistentele și așa, și umblând cu medicamente și cu toate cele, ne dezinfectam într-una pe mâini și era ieftin, 8-9 euro, era sticla la un litru și acum plătești pentru jumătate de litru 49 de euro. Mai e o altă ofertă, jumătate de litru, 20 de euro. Tot extrem de scump, dar mai rezonabil un pic. Da, și în rest orice dezinfectant ori nu mai este nimic, nu se mai găsește, ori este foarte scump, gen 100 de mililitri, 16 euro, sau prețul din astea așa. Na, ce să zic, nu mai zic nimic. Dar ideea este că apă și săpun, dacă ne spălăm des pe mâini și în special de fiecare dată când ajungem acasă. Oricum, noi făceam asta și înainte și așa am învățat și pe copii, mereu când venim de afară, indiferent unde am fost, când venim acasă, ne spălăm întotdeauna pe mâini. Și asta este cel mai important, cu apă și săpun. Restul, dar așa eram foarte curioasă să văd ce prețuri mai sunt, dar sincer sunt foarte, foarte, foarte scumpe, adică să dai 50 de euro pe jumătate de litru de... Ana, e situația care este și mulți profită de lucrul acesta și cred că se pot îmbogăți. Felixidat, felixidat, să ștergem năsucul. Unde avem șervețelele? Aici. Ia, hop, hop, hop. Amore mio, să vedem dacă s-a încălzit mâncarea pentru Felix. Da! Ho, ho, ho. Un pic s-a încălzit, s-a încălzit. Mami pregătește pentru Felix, tati pregătește pentru mami. Fiecare pentru cineva, altcineva. Așa. Da, și pentru tati cine pregătește? Pregătește Felix. Tati cel mai mare și pregătește... Pentru doi. Da. Tic, 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 tic. Da, tati trebuie să lucreze imediat, o să plece tati. Ce dai cu piciorul? Da! Cine se aude? Se aude Daniel? Hai, te punem mami în scaun ca să-ți pun mâncarea în castronel și să-ți dau să mănânci. Se bage acolo la burticuță? Se bage burticuță? Of! Nu!
mâncărică bună, 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 bună. Îți place, Daniel? Îți place? Nu-ți place? Daniel s-a supărat că nu l-am lăsat să se joace la mine în farfurie. De aia s-a supărat, în caz că se întreabă cineva. Te-ai supărat? Nu vorbești cu mine? Azi că-ți trece. Până termin eu de mâncat, îți trece. N-ai. Ce, te-ai dermat orezul, mami. Da, păi și-a băgat aici, era așa frumos făcut orezul și și-a băgat acolo lingurița. Și chestia e că nici nu mănâncă, că dacă ar mânca l-aș lăsa, dar numai se bălăcește. Așa ai? Că nu declar nimic. Nu povestesc nimic. Gata, se încheie filmulețul. Cum spuneam mai devreme, Florin a trebuit să plece la muncă. Dar, na, nu e problema că nu s-a dus departe, mâine se întoarce. Dar, sincer, cel mai greu mi se pare seara să fii singură cu copiii, pentru că seara și copiii sunt obosiți. Când sunt obosiți, nu te mai înțelegi cu ei. Vor să facă de toate. Ei, bineînțeles, nu vor să doarmă, că dar sunt foarte obosiți. Și Felix a fost destul de supărat în seara asta, pe lângă oboseală și răceală. Cred că îi mai ies niște dinți, că tot mușca, strângea cu dinți, era supărat și este combinația perfectă, răceală cu dinți. Dar până la urmă s-a liniștit, a dormit, până i-a băgat pe ceilalți la somn, s-a trezit iară Felix și uite așa, până la urmă au adormit toți trei, dar a durat ceva și mă simt așa de obosită. M-am apucat, mi-am mai strâns pe aici prin bucătărie, am pus la slow cooker niște carne cu cartofi, cu ciuperci, cu ardei capia, un condiment de la Maggi, puțină apă și o să las așa până mâine dimineață la foc mic, la treapta inferioară și o să se gătească lent, ar trebui să iasă un gulaș. Oricum, are timp până mâine dimineață. Da, și așa, nu pot să spun că am făcut mare lucru, dar s-a făcut 12 și jumătate până am reușit să termin cu toate. Acum merg să mă spăl pe dinți, mai vorbesc puțin cu Florin și mă bag la somn că mi se lipesc cu ochii. Deci abia îmi mai găsesc cuvintele. Da, e... Seara e mai greu, adică așa peste zi trece ok, te joci cu ei, sunt ok, fac diverse activități, e ok, e foarte bine. Mai are și Felix așa mici reprize de somn, când e mai liniște, dar seara cu spălatul pe dinți, cu schimbatul în pijamale, cu... e mai obositor un pic, dar o să crească, o să treacă. Și o să rămână toate numai amintiri frumoase. Bine, nu mă mai lungesc. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare. Vă pup și să ne vedem sănătoși și sănătoase în filmulețul următor.